Mesajele consilierilor județeni la final de an nu au fost tocmai dintre cele mai onorante pentru șeful administrației județene, Cătălin Nechifor. I s-a tras atenția că a greșit puțin, deoarece în prea puține investiții s-a implicat. Din păcate, însă, eșecurile s-au înregistrat în punctele esențiale și au determinat stagnarea dezvoltării județului. Consilierul județean PNL Constantin Proboteanu și-a exprimat nedumerirea în plenul deliberativului față de diminuarea cu 10 milioane lei a bugetului pentru reparații curente alocat Direcției Județene de Drumuri și Poduri, în condițiile în care infrastructura este un dezastru. Alesul liberal a spus că se aștepta ca toate proiectele să aibă parte de un management eficient, în condițiile în care conducerea Consiliului Județean nu și-a prea bătut capul cu o strategie amplă de dezvoltare a județului. Avem o singură întrebare. Referitor la disponibilizarea celor 10 milioane de lei din cadrul bugetului Direcției Județene de Drumuri și Poduri. Cum s-a ajuns ca să nu se cheltuiască cele 10 milioane? Intenția de a transfera acești bani către plăți la proiectele de dezvoltare din fonduri de proiecte europene, din fonduri nerambursabile, ok. Dar în momentul în care acești 10 milioane de lei reprezintă 22% din suma totală dată pentru secțiunea de reparații drumuri județene și în condițiile în care multe din drumurile județene arată dezastros și o astfel de intervenție am avut-o în primăvară, am fost puțin, cum să spun eu, neînțeles de colegi de ce am făcut referire la anumite drumuri care sunt ok, dar vreau să vă spun că nu este așa și un exemplu este drumul Holda-Ostra-Frasin, care e într-o stare jalnică și nu s-a făcut mai nimic și ajungem la finele anului cu economii la acest capitol de cheltuieli. De ce? Ca și data trecută am fost când v-a contrazis că drumul DN17B e super ok. Era plin de grop. Același lucru vă spun, dacă aveți timpul să mergeți din nou peste Puzdra și o să vedeți că nu e ceea ce spuneți dumneavoastră. Înțeleg că din nou ne învinge sistemul, spune că nu mai avem ce face. Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal au reclamat că încă de la începutul anului nu a existat un plan de acțiune ferm cu termene realiste, motiv pentru care deliberativul județean a fost obligat să achite din fonduri proprii banii europeni necheltuiți din cauza unui management administrativ lipsit de eficiență și viziune la nivelul conducerii PSD a Consiliului Județean. Și au fost date ca exemple negative investițiile de la Cetatea de Scaun și Muzeul Bucovinei, care trebuie continuate cu bani din bugetul propriu din cauza incapacității în coordonarea măcar a lucrărilor, în condițiile în care terenul era deja pregătit prin asigurarea finanțării de fosta conducere a Consiliului Județean Suceava. În mod automat a fost menționat și dezastrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, finanțat din bani publici, ca probă convingătoare pentru nepriceperea generală în administrarea județului.